prințesă Disney, cum te cheamă? Bună seara! Mă numesc Melissa. Melissa Antonesi. Câți ani ai? 23 de ani. Mulți înainte! De unde vii? Din România, sunt din Berchișești, din comuna Berchișești, de la Gura Humorului, de la Suceava. Așa. Dar locuiesc în Manchester, în Anglia. Și acolo profesezi ca și actriță? Cântăreață la opere? Nu, nu fac operă. Ce? Nu fac operă. No. Nici musicalul. Nici musicalul fac. Am absolvit facultatea de musical theater. Superb! Melissa, eu m-am întors pentru că m-ai dus la Disney. După care mi-am zis ce aș putea eu să fac cu... Te duc eu la Disney dacă nu, dacă mă duc eu singură, o dată pe an mă duc eu singură, stai liniștit. După care mi-am zis, fata asta ar putea să cânte bel canto și de ce nu voce de bel canto să nu performeze aici la Vocea României și să meargă mai departe, pentru că e greu, dar e frumos. Ah! Și... Smiley! Acum ești nebun? Chiar așa? Ce? Tudor e blocat! Tudor e blocat! Da, dragă! Nu n-am crea. Putut! Dar nu e genul tău să faci asta! Da, dar n-aveam cum, adică nu se putea. Vai. Dar tu te-ai gândit că s-ar duce la Tudor. Vreau să fac o precizare. Doamne Dumnezeule! Stilul ăsta nu e stilul meu. Eu cânt jazz, pop, commercial, R&B, soul, mi-am anything dat seama you like. După acuta din final de chestia dar asta. Dar poți să cânti și genul ăsta. Perfect. Partea mișto este că poți să cânti orice și la final să colorezi așa. Eu nu m-am gândit la nimic în timp ce cântai. Mi s-a părut atât de spectaculos că ai ales să cânti asta la Vocea României. Iar acum când îmi spui că tu de fapt cânti altceva și că nu te-ai antrenat în direcția asta, te aplaud și mai tare. Mi se pare fantastic să-ți asumi riscul ăsta să vii la Vocea României să cânti operetă. Mulțumesc. L-am blocat pe colegul meu Tudor pentru că știu că are o afinitate pentru genul ăsta. Lasă, știu Tudor, că s-ar fi plânge. Bătut până la sânge cu totul toată lumea. Bine, Tudor. Și aș vrea totuși să răsări soarele și să-ți pe spun că ta. M-aș fi bătut chiar și cu el până la capăt, dar sunt cum dispus să mă bat cu colegii mei până când vei veni în echipa mea. Mai ales că tu ai o varietate de genuri care mie îmi plac. Și pe care le și fac, le și compun, le și produc. Mi-ar plăcea foarte tare să am ocazia să te cunosc și să... Vrei? Să văd ce putem să facem în cadrul emisiunii. Mulțumesc! Melissa, ești superbă! Mulțumesc! Sunt voci, așa cum e vocea ta, care reușesc să fascineze. Care, efectiv, ne fac să nu ne mai gândim la nimic și pur și simplu ne bag într-o poveste. Și sper din suflet să ne alegi ca echipă în care să te desfășori în continuare aici la Vocea României, pentru că vei putea să-ți manifeste absolut toate talentele și vei putea cânta absolut orice îți place să cânti. Îți mulțumesc, Teo! Noi ne-am întors primii pentru că te vrem foarte tare. Smiley, pe noi trebuie să ne blocheze. Ești o fată cu o voce formidabilă. Eu cânt poate mai multe genuri decât toți colegii mei de aici. Ceea ce vreau să spun este că primul meu album, și vreau să vă spun asta ca să înțelegeți, a fost... Ne-am întors în timp. A fost, în cadrul acestui album, a avut 13 genuri muzicale. Nici mai mult, nici mai puțin. Mie îmi place toată muzica. Deci la noi ai cea mai mare experiență din punctul ăsta de vedere și un lucru esențial. Noi vrem să mergem până în finală cu tine. Bă, e tot pachetul, uite-te. Zici că e Nicole Kidman când era... Toată lumea mi-a când zis. Era tânără. Eu nu ți-am zis, ești Melissa. Asta e. Îți mulțumesc. Poți să spun și eu două întrebări, scuză-mă. Sigur. Intenționezi să te mai întorci? Nu. Mi-aș fi dorit. Îmi este mereu dor de acasă. Dar simt, acum de când m-am întors, că nu aș putea să mă mai readaptez la stilul de viață de aici. Mi se pare foarte diferit. Dar niciodată să nu spui niciodată. Melissa, poate schimbăm un pic situația asta. Eu sunt deprimat de situația asta. De fiecare dată când aud pe cineva că pleacă din țară și din prietenii mei, mă deprim și mai mult. Și aș vrea să spun că ar trebui să le fie rușine ăstora de care depinde și cărora oameni poate nu atât de educați și oameni simpli le-au dat încrederea
pentru ca alți oameni să părăsească țara asta și după aia să trimită bani acasă, iar oamenii aia de acasă să continue să țină în țara asta în posturi de conducere și în funcții decizionale vis-a-vis de educație și de sănătate și așa mai departe, oameni care de fapt au făcut ca 5 milioane de români să se care din țara asta. Mi-aș dori ca parcursul tău să le amintească tuturor celor care ar trebui să le fie rușine că suntem în situația ca oameni să plece din țară și să ajungă Ausländer, cum spun germanii. Eu cred că ar trebui să privim altcumva prezența ta aici. Și dacă ai început cu 4 scaune întoarse, s-ar putea să ai un parcurs senzațional, de care să fim mândri, absolut toți. Și după aceea, pe la finalul lui, să zici, mă, totuși pot face ceva în România. România are nevoie de o voce ca a ta. Așadar, Melissa. În primul rând, aș vrea să-i mulțumesc domnului Tudor pentru precizarea pe care a făcut-o. M-a emoționat până la lacrimi. Ai dreptate în totalitate. Este deprimant și este păcat. Pentru că foarte mulți tineri de vârsta mea sunt prin țări străine și nu e ușor. Nu e deloc ușor. Știu. Eu stau singură de foarte mult timp, departe de familia mea. Abia reușesc să-i văd. Dar, mă rog, asta n-are nicio treabă cu concursul. Hai să te îmbrățișez că suntem doi deprimați și să trecem peste momentul ăsta. Deci, a făcut bine Smiley că l-a blocat pe Tudor. Ești taf. O să merg cu instinctul care îmi spune că doza mea de nebunie și de libertate o pot regăsi cel mai mult în echipa domnului Horia Brânci și Teo. Asta-i doza de nebunie, băi! Uite nebunia aici! Uite-o pe Teo, nebuna nebunelor! Uite-te la Teodora, mă! Mă, Teodora, mă! Mă, Melissa, mă! Mă, Melissa, mă! Păi n-o să plângem noi în trei și o să facem comunicări cu UK. Eram sigur că mă voi bate cu Tudor pe Melissa și de-aia l-am blocat. Și eu m-am ofticat că n-a venit la mine. Vezi? Exact cine s-a pe groapa altuia. Băști. Vă mulțumesc tuturor că mi-ați dat această șansă. Pentru lacrimile ei frumoase. Am avut o zi... Hai să-ți povestesc. Mie-mi spui. Am avut o zi, nu vrei să știi. N-am reușit să luăm nimica. Deci ai venit, ai scos toată ziua. E cea mai tare. Ai făcut ziua, Melissa. Melissa, n-ai făcut ziua. Hai. Melissa, din punctul meu de vedere, ar trebui să fie denumită de acum, de când s-a întâmplat audiția ei, una dintre vocile importante ale României. Și eu îți propun să depunem orice efort ca fata asta să treacă etapă de etapă prin forțele ei la Vocea României, să câștige Vocea României, probabil, și să zică, bă, vreau să rămân aici. Oricum, surprinzător că s-a dus la voi, nu știu ce. Nu mă... S-a spus motivat. Nu m-am așteptat. Dar poate că s-a motivat. Au făcut-o mai mult. Ce a zis? Că ce? Nebunia. Nebunia lui Teo Roz?